Bună ziua, dragilor! Sunt profesor Georgian Ungur, iar astăzi vom descoperi împreună, cu ajutorul Google Earth, continentele și oceanele de pe Terra. Vom începe cu Europa, continentul pe care se află și țara noastră, România. Europa are teritorii în emisfera nordică, aflându-se la nord de ecuator, în emisfera vestică, fiind traversată prin partea sa vestică de meridianul 0 sau meridianul Greenwich, și în emisfera estică. Europa are deschidere la Oceanul Atlantic în partea vestică și Oceanul Arctic în partea nordică. La est de continentul european se află cel mai întins continent al planetei, Asia. Asia este despărțită de Europa de linie imaginară dată de munții Ural, Fluviul Ural, Marea Caspică, Munții Caucaz, Marea Neagră, Trântorile Bosfor și Dardanele, Marea Egee și Marea Mediterană. Asia are teritorii în toate cele patru emisfere. În emisfera sudică, în emisfera nordică, în emisfera estică, și un teritoriu restrâns la est de antemeridian, în emisfera vestică. Asia are deschidere la Oceanul Arctic, în partea nordică, la Oceanul Pacific, în partea vestică, și la Oceanul Indian, în partea sudică. La sud-est de cel mai mare continent al planetei se află cel mai mic, cel cu suprafața cea mai mică și populația cea mai mică. Australia. Australia este traversată prin partea sa centrală de tropicul Capricornului, având tot teritoriul în emisfera sudică. Dacă ne raportăm la meridianul 0, Australia se află în emisfera estică. Mergând către vest, vom descoperi cel mai călduros continent al planetei, Africa. Africa este traversată prin partea sa centrală de ecuator, având cea mai mare parte a teritoriului, mai mult de 75%, în zona intertropicală. Fiind traversată prin partea vestică, de meridianul 0 sau Greenwich, Africa are teritorii în toate cele patru emisfere. Africa are deschidere la Oceanul Atlantic în vest și Oceanul Indian în est. La vest de Africa găsim continentul vestic, continentul din emisfera vestică, și anume America. Acesta are teritorii atât în emisfera nordică cât și cea sudică, fiind compus din două mase continentale, America de Nord și America de Sud. Cele două sunt unite prin istmul Panama. America are deschidere la Oceanul Arctic în nord, Oceanul Atlantic în est și Oceanul Pacific în vest. La sud de continentul american se află cel mai sudic continent al planetei, aflat aproape în totalitate la sud de Cercul Polar de Sud. Antarctida este locul unde găsim și polul sud geografic al planetei. Polul opus este polul nord. Polul nord se află în regiunea numită Arctica, unde găsim și cel mai mic ocean de pe Terra și cu apele cele mai reci, Oceanul Arctic sau înghețat. Mergem de la cel mai mic și cel mai rece ocean al planetei la cel mai întins și cel mai adânc ocean al planetei, Oceanul Pacific. Al doilea ocean ca suprafață de pe Terra și cel mai tânăr este Oceanul Atlantic. Al treilea ocean ca suprafață de pe Terra este Oceanul Indian. Iar cel mai mic, am spus și mai devreme, este Oceanul Arctic sau înghețat. Dragilor, voi ați explorat continentele și oceanele de pe Terra cu ajutorul Google Earth? Dacă nu, vă rog să o faceți și apoi să faceți o descriere, o compunere a ceea ce ați observat.
Până la următoarea noastră întâlnire, eu vă doresc multă sănătate și toate cele bune. La revedere, dragilor!